Primăria Municipiului Chișinău a lansat ruta 28 de troleibus care va face legătură dintre cartierul Poșta Veche și sectorul Botanică. Municipalitatea a cheltuit 8.300.000 de lei pentru construcția noi rețele electrice de contact necesare circulației troleibuzelor. În plus, o porțiune de 2 km a străzii Columna pe care va circula troleibusul 28 a fost interzisă parcarea. Am avut mai multe solicitări din partea locuitorilor cartierului Poșta Veche de a lansa încă o rută de troleibuz care să le ușureze deplasarea către centrul orașului și botanica, a spus șeful interimar al Direcției Generale Transport Public și căi de comunicație Vitalie Mihalache. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că traseul de circulație a troleibuzelor pe strada Columna vine să oferă o alternativă transportului public în cazul în care traficul prin piața Maria Dunări Naționale ar fi suspendat. Edilul Capitalei a specificat că este conștient de impedimentele care vor apărea în trafic pentru conducătorii autovehiculelor, dar transportul public trebuie să aibă prioritate. Ceban a adăugat că traficul rutier în municipiul Chișinău este supraaglomerat. Zilnic în oraș circulă aproximativ 400 de mii de autovehicule, în timp ce capacitatea de fluidizare rutieră este de doar 90 de mii de mașini. Transportul public trebuie să aibă întâietate, mai ales atunci când o cer chișinăuienii a subliniat edilul. Pe traseul lansat vor circula șase troleibuze, care vor avea un interval de 15 minute între ele. Oficialul a adăugat că, în caz de necesitate, numărul acestora ar putea fi suplementat traseul tur la aceste rute are o lungime de 26 de kilometri